În urma scandalului de ieri, Ionuț nu și-a mai putut găsi liniștea. În vreme ce se plângeau râuri de lacrimi, o mare dezamăgire se prefigura și pe chipul lui Ionuț. Ionuț, nu fi supărat, că n-are sens. Ionuț, îți fac un... Dacă mi-e rău de rău. Consumul psihic și emoțional nu a rămas fără urme. Așa. Te cam e singur? Da, da, da. Sigur? Da, da. Iar pentru a evita complicațiile a fost nevoie și de intervenția echipei medicale. Mi-e rău atât tot. Cred că da tensiune. Nu mai pot, chiar nu mă simt eu bine, nu mă simt bine eu aici. Starea generală de rău părea să mai treacă doar în prezența Andradei, cea care susținea în continuare punctul de vedere. Doamne ferește, vii cu dovezi, frate. Nu să intre cineva de afară să-mi spună că eu cu tine am ceva, care și dovezi. Hai, ce... Asta cu de mâine dovezile. Normal că de acord să se publice orice dovadă pe care o are. Dar, pe urmă, să vin și eu cu dovezile mele. Eu oricum așteptam. Oamenii oricum nu prea înțeleg relațiile astea de prietenie. Nici nu vreau să intru persoană. M-am enervat ceva mult de 5 săptămâni, tot cu ea și am susținut și am zis și am trecut peste toate vorbele și am zis că nu e așa, că nu. A trecut și perioada aia când a intrat-o și atunci a fost. Așa tot a fost frumos și am zis că da, se poate și acum din nou... Toată casa îmi spune asta la ureche, când vedeți că ceva îmi șoptește la ureche, asta îmi spune. Bă, nu-i de tine, că a venit aici pentru altceva și una alta. Știi care e chestia? De multe ori, dacă nu te bați tu cu capul de anumite chestii, n-ai cum să le vezi. A fost mereu acolo, tot timpul. Da, eu știu. Și asta mi-era ciudă. Să iau apărarea sau să nu se simte prost sau să nu las că e greu sau... Mă enervez foarte greu, dar și când mă enervez nu mai gândesc. În fine. Mi-e frică că m-am deschis în fața unui om poate care nu merită. Și tocmai asta se cerea lămurit. Comportamentul tău mi-a dovedit mai multe decât orice alte dovezi. Nu simți nevoia să vorbim? Ia. Mintea lui Ionuț căuta răspunsuri pentru a liniști apele casei, însă tot în prezența Petronelei avea să se mai liniștească. N-a fost de multe ori fericit în trecutul meu, spun așa. Și aici care am reușit să simt asta, și n-am mai simțit de hă. Am o parte din orice, numai de dezamăgire. Nimic nu mi-a mers niciodată. Nimic. Ți-a trecut vreo secundă prin cap să-i spui Andrei să nu mai vină în emisiune? Nu că știam că nu mai vine. Eu am 100% că nu mai vine. Cu Andrada n-am avut niciodată, absolut niciodată nimic. Tot timpul m-am înțeles cu ea. Da, poate sunt știri false. Deci false 100%, mă enervam dacă erau adevărate. Dacă erau adevărate, da, spuneam, da, așa e. Ce să fac? În casa asta nu o să reziste niciun cuplu. Nici măcar unul. Prea multă răutate, prea multe vidii. Doar răutate. Nimeni nu încearcă să se pună în pielea mea. Dacă Petronela spune un mare adevăr, nu este susținut pentru că e spus de Petronela. Nu, nici vina ta, nici vina mea. Absolut deloc. Că sentimentele le avem. Ce simți în momentul ăsta? Că mi-aș face bagaj și aș pleca. Aia simți eu acum. Dacă mi se mai întâmplă o singură dată, cu bagaj la ușă. Nu, abia aștept să ies bine din emisiunea asta. Prins la mijloc în această poveste, Ionuț părea la capătul puterilor și al răbdării. N-am cum să iau o concluzie, deoarece fiecare are dreptate. Și Andrada are dreptate, și tu ai dreptate, și fiecare au dreptate. Ce să fac? Există dovezi, pentru că verișorul meu nu suna degeaba. Sunt lucruri pe care el le-a primit. Nu, nu sunt dovezi, nu, chiar nu sunt. Eu sunt război al cuiva. Nu vreau să iau nicio decizie până mâine. Am fost contactat de o persoană pe Facebook și am primit niște dovezi clare. Bomba a fost aruncată. Cum că Andrada ar avea o relație cu Ionuț. Va fi Andrada de acord să dezvăluim conținutul mesajelor? Dar eu vreau dovezi! dovezile, deci eu vreau dovezile că suntem împreună, dragule. Are Andrada un plan bine pus la punct să distrugă cuplul Ionuț și Petronela? Am terminat-o, serios, crede-mă. Doamne, îți mulțumesc! Astăzi este ziua decisivă.